ziua! Ne-a venit la ședința de îndată convocată de dispoziția 14.1434 din 29 anua 2017. Pe ordinea de zi avem 5 proiecte. Supunem la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Împotrivă? Abține. Proiectul numărul 1. Privind aprobarea documentației tehnice economice, faza DALI și a indicatorilor tehnico-economici a proiectului și a cheltuielilor vor fi efectuate în cadrul proiectului creșterea eficienței energetice a clădirilor Centrului Multicultural Unirea al Municipiului Roma. Avizul Comisiei Buget Finanțe? Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice? Aviz favorabil. Supunem la vot. Discuții dacă sunt. Cine este pentru? Împotrivă? Proiectul numărul 2. Privind aprobarea documentației tehnice economice, faza DALI și a indicatorilor tehnico-economice a proiectului și a cheltuielilor ce vor fi efectuate în cadrul proiectului. Proiectul se numește creșterea eficienței energetice a clădirilor publice din municipiul Roma, strada Spirodava, numărul 28. Avizul Comisiei Buget Finanțe? Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice? Aviz favorabil. Discuții dacă sunt? Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Proiectul numărul 3, privind completarea HCD numărul 81 din 14.04.2009. Avizul Comisiei Urbanism și Administrarea Teritoriului? Disfavorabil. Avizul Comisiei Juridice? Disfavorabil. Discuții dacă sunt? Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține. Proiectul numărul 4, privind aprobarea deviziului general de sanitate, după încheierea contractului de lucrări pentru obiectivul de investiții, canalizare menajeră strada Nicolae Bălcescu și Olca Caragiale, și canalizare pluvială, strada Nicolae Bălcescu, Avram Iancu, fundătura Crișan, Ionuca Caragiale, din municipiul Roman Gretonean. Avizul Comisiei Buget Finanțe. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Discuții dacă sunt? Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Și proiectul numărul 5, privind aprobarea unei hotărâri. Avizul Comisiei Buget Finanțe. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice? Aviz favorabil. Discuții dacă sunt? Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Vă mulțumim frumos! Da, vreau și eu să vă mulțumesc pentru disponibilitatea de care ați dat de voi. Dovadă a fost nevoie de această ședință tocmai pentru a depune aceste două proiecte importante pentru comunitate, zic eu. Și de aceea țin să vă mulțumesc în mod deosebit pentru colaborare și pentru faptul că puneți mai presus de orice interesul municipiului. Vă mulțumesc mult! Mulțumesc!